Bun găsit, dragi prieteni, bine ați revenit la Busy Life TV. Astăzi venim în atenția voastră cu un nou episod permis de antreprenor. Bine, așa cum știți, la fiecare episod o să identificați resurse, soluții și noi recomandări pentru a începe un business sănătos. E bine, astăzi alături de noi îl avem pe Daniel Milicescu, Managing Partner la Eurofin Consult, o companie care are o experiență de peste 15 ani și este o companie care asigură servicii de sănătate și securitate în muncă. Daniel, îți mulțumesc pentru că ai acceptat invitația noastră și pentru că împărtășești cu noi din experiența ta antreprenorială. Trecem direct în subiect și începem cu planul tău de acțiune. Cum a fost de la idee, de la acțiune? Evident, ai avut o idee, dar au urmat o serie de implementări, provocări, ajustări și multe alte, să le spunem, greșeli pe care cu toți le facem în drumul antreprenorial. E bine, subiectele noastre sunt foarte simple astăzi. Avem povestea Eurofin, de la idee la acțiune, ce înseamnă cu adevărat sănătatea și securitatea în muncă, ingredientele unui antreprenor de succes, asta este vorba despre ingredientele tale, și vorbim și despre top 3 greșeli pe care, din perspectiva ta, ar trebui să le evite orice antreprenor la început de drum. Această emisiune are scopul de a reinventa afacerile mici, pentru că vrem să îmbunătățim o statistică, să nu mai avem companii închise doar după 2 ani, peste 80% dintre companii se închid doar după 2 ani. Așa că vrem să îmbunătățim statistica asta împreună cu invitații noștri. Daniel, ai cuvântul. Povestea, de la idee la acțiune. Cum a început? Ziua bună. Ideea a venit la un moment dat la o masă cu niște prieteni. Eu și asociatul meu suntem psihologi ca și formare și la vremea respectivă formarea ca psihoterapeut era o, să zic așa, o cheltuială destul de mare pe care la vremea respectivă nu ne-o permiteam și o durată destul de lungă de timp. Și la un moment dat eram la o masă și câțiva dintre ei fusese să controleze și se și amendă. Ei aveau un consultant pe SSM la vremea respectivă și a fost cumva așa ceva de neînțeles pentru noi, adică tu plătești pe cineva să te ajute, să te conformezi cu legislația în vigoare și totuși îți iei amendă. Și cum se face asta? Și atunci cu asociatul meu, Răzvan Chiru, am zis asta putea să fie o să zic așa, un domeniu de activitate mai aproape de zona noastră de psihologie organizațională. Eu, cum eram implicat încă dinainte la foștii mei angajatori, fusesem implicat în tot ce înseamnă partea de sănătate și securitate în muncă, pentru că eu eram pesimistul de serviciu, ca să zic așa, vedeam riscuri pe unde colegii mei, majoritatea colegilor mei, nu vedeam niciun risc și eram implicat în zona aceasta și atunci cumva a fost ca o zonă în care tot exploram idei ce să facem, cum să ne începem și noi să începem activitatea antreprenorială. Și așa am ajuns să facem partea de sănătate și securitate în muncă. Bun, și care au fost provocările de început de drum? Provocările au fost legate în principal de prima fază de ordin tehnic. La vremea respectivă toate instruirile trebuiau făcute face-to-face, de față în față. O perioadă a fost destul de suportabil, să zic așa, dar destul de repede am ajuns la un număr mai mare de clienți și era cumva destul de greu să faci față cu prezență, chiar și cu angajați, să faci instruiri face-to-face cu toți angajați, clienților noștri. Mai era pe de altă parte mentalitatea aceasta că SSM-ul nu înseamnă decât semnarea unor fișe și un teanc de documente, lucru care ne-a luptat destul de mult. Ani de zile încă mai sunt reziduri ale celor comportamente, încă mai sunt în piață. Și a fost principalul lucru pe care l-am contestat, să zic așa. Am zis, domnule, un om nu trebuie să semneze o fișă de instruire dacă nu își primește instruirea. Că își primește instruirea sub formă electronică, face-to-face, sau primește un material pe mail, omul care semnează fișa trebuie să primească instruirea. Că este complet neprincipial, nu este și nu mai zic și nu este nici conform legii să pui un om să semneze fără să își primească instruirea adecvată. Și din 2011, 2010-2011 am început să investim în zona de
platformă de e-learning și de dezvoltarea de module de e-learning, astfel încât să putem să atingem un număr mai mare de angajați într-un timp relativ scurt, pentru că toate aceste instrucții trebuie făcute într-o anumită durată de timp și e-learning-ul era cea mai ușoară variantă pentru clienții noștri, mai ales că era destul de greu de acomodat în momentul în care ai clienți cu sute de angajați, să îi scoți din producție pe toți 25 câte 25, să începi să faci instruirile. Atunci e-learning-ul a venit ca un avantaj colosal, pentru că fiecare om își parcurge modulul, instruirea, când îi permite programul, în perioada în care o parcurgă. Pentru tine, ca antreprenor personal, ce provocări au fost în companie și în drumul tău antreprenorial? Și aici putem vorbi chiar și de echipă, putem vorbi chiar și de zona de management, zona de cash flow, zona de ce domeniu sau ce departament din compania voastră a fost cel mai greu de gestionat? Sau poate încă mai este? Partea asta antreprenorială este un never ending story. Ai în continuu de învățat. Și cumva asta îmi și place la a fi antreprenor. Nu te lasă să adormi intelectual. Adică creierul nu are cum să-ți adormă. Pentru că de fiecare dată ai de învățat ceva nou, descoperi noi limite, noi, cum zic eu, îți descoperi incompetențele personale. Și fiecare an, fiecare pas din experiența aceasta antreprenorială, bineînțeles, a fost însoțit de tot de experiențe, de ciocniri cu propriile incompetențe. Și am avut la un moment dat prima, care a fost cumva un shift pentru noi, cu plata taxelor. La început, după 2 ani de zile, ceva de genul ăsta, tot mi se părea mie că nu plătim taxe, dar zic că mă anunță contabila. Și la nicio săptămână după gândul ăsta, bineînțeles, n-am făcut, nu făcusem nimic la vremea respectivă, să o sun pe contabilă să o întreb, la nicio săptămână primim blocarea conturilor de la ANAF. Și ăla a fost pentru noi o învățare de minte, nu lași din mână partea aceasta de taxe și impozite. Am ajuns la zi imediat, pentru că în momentul în care am primit notificarea de blocare a conturilor, am și achitat totul. Am discutat, renegociat relația contractuală cu biroul de contabilitate, dar cheia principală, lecția principală pe care am avut-o la vremea respectivă, chiar dacă nu primești niciun semn, tu, ca antreprenor, trebuie să te interesezi. Pentru că, bine, din filozofia noastră nu făcea parte zona asta de neachitarea taxelor, dar în visele astea de antreprenor, în care faci doar ce vrei tu, când vrei tu, ți-i liber când vrei tu, pentru noi era o romanță la vremea respectivă și rămăsese că, domne, dacă e ceva, mă anunță contabilă. Nu. Dacă nu te anunță contabilă, tu întrebi ca antreprenor. Și de aici au, bine, asta e prima lecție care pe noi ne-a scuturat destul de mult și atunci n-am mai uitat să avem legătura cu departamentul financiar, să vedem, să ne asigurăm că sunt plătite taxele și impozitele. Suntem, din fericire pentru noi, suntem la zi cu toate, tot ce avem de plătit, chiar și anul trecut, când a fost, ne temeam și noi care va fi impactul asupra companiei noastre, n-am avut decât o singură lună cu 5% scădere, restul toate lunile a fost pe creștere și a fost foarte, foarte ok. E important că descoperi an de an o limită, descoperi că ai de angajat oameni. Bun, angajezi oameni. Toți oamenii pe care îi angajezi sunt diferiți. Unul rezonezi într-un stil, cu altul poate rezonează la un stil mai directiv, altul la un stil mai puțin directiv, altul poate este un intraprenor care nici nu are nevoie să spui prea multe lucruri, că le face singur. Și pe filozofia asta am mers destul de mult, am marjat destul de mult, ne încurajăm toți colegii să fie intraprenori. Pentru că aici cumva și e o sintagmă care mie nu-mi place aproape deloc, sintagma de a fi angajat. Din punctul meu de vedere, nu există angajați și angajatori, ci există furnizori de servicii și clienți. Pentru mine, fiecare om cu care lucrez eu în echipă nu este un angajat, este un contractor de-al meu.
Și eu sunt clientul lui, singurul client. Și asta e marele avantaj pentru foarte mulți oameni care utilizează această formulă de contractare, contract de muncă. Este avantajul că au un singur client și se pot dedica unui singur client. Și iarăși, aud, domne, angajatorul meu, și ce ai făcut tu pentru angajatorul tău, pentru clientul tău, pentru unicul tău client? Și eu marjez mult mai mult și cred cumva că în anii ce vor veni se va discuta mai puțin despre zona asta de angajat, ca și cum, domne, el e cineva, ceva mic acolo care trebuie protejat pentru că, nu știu, nu gândește sau... Bun, într-adevăr, sunt anumite zone în care mulți angajați trebuie protejați, să le fie protejate interesele. Dar eu, ca om de 18 ani minim, cu apt de muncă, ar trebui să mă interesez și să mă preocup cum să fac activitatea mea să devină relevantă pentru unicul meu client, așa numitul angajator. Și chiar dacă, că am întâlnit și sintagma de genul, păi da, dar nu mă apreciază, nu mă respectă, trebuie văzut ce ai de învățat din experiența asta. Ai de învățat probabil cum să te promovezi mai bine, cum să comunici mai bine cu angajatorul sau poate cum. Poate chiar nu este clientul tău potrivit, dar faptul că tu excelezi la locul tău de muncă îți dezbrand în piață și atunci probabil vei avea mulți alți clienți, ghilimele, angajatori, care te vor recruta. Și de aceea eu, în general, vorbesc doar de antreprenori, fie că sunt intraprenori, fie că sunt antreprenori, adică au companiile proprii, prefer să discut despre aceste sintagme, mai puțin despre angajați. Probabil prin filozofia asta ați atras mai mulți oameni pe profilul acesta de intraprenoriat. Adică oameni care duc un proiect, iau un proiect de la zero și îl duc până la capăt. Este, într-adevăr, oameni, asta am căutat, căutăm în piață oameni care să ducă, să iau un proiect, să-l ducă până la capăt. Acum, este o cultură de dezvoltat. A, exact cum spuneai și tu, statisticile arată că sunt foarte multe startup-uri care dispar în primii 2 ani de viață. Cumva poate este și o lege a naturii. Adică nu neapărat, cumva noi privim în România mai defetist, mamă, ai eșuat, ești, mamă, nu mai ai nicio șansă. Nu, este partea experienței. Am eșuat cu primul proiect, am avut ceva de învățat. Văd mai departe ce am de făcut, ce am avut de învățat și merg mai departe. Fie că merg într-o versiune de antreprenor, fie într-o versiune de intraprenor, nu am ce să fac decât să merg mai departe. Dar am nevoie să-mi iau lecțiile și să le învăț. Pentru că dacă nu le învăț, le voi repeta până le voi învăța. Sau, ai să și varianta aia pe care o mai întâlnim în piață, e de vină altcineva. Eu nu am nicio vină, alții sunt vinovați de nereușita mea. Apropo și de lecții. E o zonă, apropo de provocări, e o zonă pe care tot o cultivăm în rândul colegilor noștri și chiar și la interviuri, adică bine, nu avem interviuri prea formale, de genul unde te vezi peste 5 ani. Aici, bine, asta e o poezie pe care o știu din anii 90, am învățat eu cum să dau răspunsul dezirabil. Probabil în 2021 deja nu mai are rost să mai întrebi unde te vezi peste 5 ani. Apropo de lecții și despre lecțiile învățate și cele neînvățate, care le repetăm și le repetăm, care crezi că au fost lecțiile tale care te-au ajutat să mergi mai departe și să depășești bariera de timp, bariera de provocări în firmă și să crești, să creșteți compania? Primul lucru care mi se pare cel mai important este să recunoști că nu știi. Și iarăși foarte important este să ai în jurul tău, să-ți creezi un network de oameni care te pot ajuta, măcar cu o părere, măcar cu un feedback din afară, cum te vezi din afară. Pentru că de multe ori noi antreprenori suntem cam singuri. Ne vedem în oglindă și ne certăm sau ne lăudăm în oglindă, dar uităm să mai căutăm un feedback și în altă parte. Adică să vedem și cum suntem văzuți și în alte oglinzi, nu doar în a noastră persoană. Pentru că astăzi, dacă am reușit ceva, mă duc în fața oglinzii și zic, sunt cel mai tare, sunt wow. Și a doua zi, dacă am o nereușită, pot să mă duc să zic, sunt praf, n-am nicio șansă, nu o să reușesc niciodată. Și întotdeauna am făcut exercițiul acesta de
am pune și oglinzile altora în față, de a vedea. Uneori nu am văzut ceva, ceva care să-mi placă. Dar a fost relevant pentru că venea din partea unor oameni apropiați, a căror părere conta pentru mine și în felul ăsta am reușit să fac niște pași. Asta nu înseamnă că nu mai am de făcut pași. Mai am încă de făcut pași. Probabil, de fapt, îmi doresc cumva să merg mai departe pe zona asta, tocmai pentru că asta înseamnă să... Asta este, de fapt, frumusețea vieții, să înveți. Pentru că era o vorbă mai de mult, niciodată nu o să ții minte nopțile în care ai dormit, o să ții minte petrecerile sau lucrurile pe care le-ai realizat. Adică dacă pot să am o viață foarte liniștită, stau undeva într-un birou ascuns și mă de treaba mea, dar prefer să mă arunc în valuri și să învăț. Mai departe, vom vedea, restul se numește viață. O să ne zici concret câteva exemple din ingredientele tale, ritualurile tale. Ok, învățat. Bănuiesc că sunt surse, cărți, seminarii, webinarii. Ai și alte activități pe care le faci zilnic în zona de ritualuri care te ajută să crești și să înveți. Cum înveți? Înainte de a deveni consultant, visam să fiu devin consultant. Și citeam foarte mult, mi-a plăcut foarte mult să citesc, să văd exemple ale unor oameni care au reușit. Într-adevăr, tot ce am citit erau exemple la scală foarte mare. Asta nu m-a împiedicat să văd scala mare și la nivelul meu, pentru că în funcție de zona din care vii și de piața pe care te dezvolți, poți să vezi o clădire cu un etaj să zici că este zgârie nori. De asemenea, poți să vezi o clădire cu 30 de etaje și să zici că, de fapt, e un bloculeț. Și atunci mi-am luat, etapizat toate aceste surse de informare și am citit de la cărți, am participat la seminarii, la cursuri. Am fost, bine, până când pandemia a oprit această posibilitate, am fost foarte mult la cursuri în afara României. Și se spune, bun, așa cum am pot să particip, puteam să particip și acum 2 ani și acum 3 ani la cursuri online. E vorba de vibe-ul pe care ți-l iei când mergi, de exemplu, în Londra, în Frankfurt, în München, în capitale occidentale. E un vibe care te determină să creezi ceva, vezi câte lucruri se pot face și poate lucruri la care nici nu, măcar nu te gândeai fiind aici într-o piață oareșcum încă în dezvoltare, într-o fază de dezvoltare. Ce fac? Citesc cam o carte pe lună, cel puțin. Articole, am 4-5 articole pe zi din domenii colaterale, domeniul în care activez, tot ce înseamnă zona, deci acum de 2 ani, 3 ani de zile sunt axat foarte mult pe zona de mental health. Mă preocupă foarte mult pentru că caut tot felul de noi argumente și noi metode de a explica că SSM-ul nu sunt fișe, SSM-ul, sănătatea și securitatea în muncă, nu sunt hârtii. Tot ce înseamnă acest domeniu, sănătate și siguranță la locul de muncă, odinioară se numea, în fine, protecția muncii, o denumire care, din punctul meu de vedere, era complet greșit aleasă, pentru că nu protejăm munca, ci trebuie să protejăm oamenii. Și, bun, dacă la momentul la care a fost aleasă această denumire în 66, vorbeam foarte mult de protejarea oamenilor pentru că tehnologiile nu erau foarte avansate. Într-adevăr, existau foarte multe erori tehnologice și care implicau accidentarea oamenilor. Acum, toate echipamentele, toate instalațiile sunt dezvoltate cu, având în vedere zona de safety. Fiecare producător de echipamente are datoria în zona de proiectare să facă și testele de siguranță. Zona aceasta de accidente în utilizarea diferitelor echipamente și instalații s-a redus foarte mult. Acum noi trebuie să vorbim în zona de health and safety, de sănătate și securitate la locul de muncă, mai mult despre cum eficientizăm resursa umană, cum o ducem într-o zonă în care să învețe să se gestioneze, să gestioneze relațiile în care se află și cum să abordeze munca, astfel încât să devină eficient pentru mine ca angajator, pentru mine ca și companie, și doi la mână să fie eficient și pentru el ca om. Adică să nu-l las să intre într-o zonă de burnout, pentru că omul vrea să livreze, vrea să avanseze, să ajungă director general într-un an de zile și lucrează 12-16 ore pe zi,
și după un an de zile e foarte probabil, poate chiar mai repede, să-l pierd. Am nevoie Apropo de burnout, la tine cum au funcționat lucrurile? Ai lucrat câte 16 ore pe zi, 20 de ore pe zi? Cât timp și cum ai lucrat? Am avut. Ai trecut printr-o fază de genul ăsta? Am trecut. Chiar anul trecut a fost o perioadă destul de încărcată. Noi începusem contactul, ca să zic așa, cel puțin la nivel de proceduri și la nivel de acțiuni de prevenire cu SARS-CoV-2 încă de la finalul lunii ianuarie anului trecut, pentru că avem mulți clienți corporate care, ai căror oameni activau pe Asia. Și din momentul în care a venit lockdown-ul și la noi în România, am avut vreo 2 luni de zile în care a trebuit să fim alături de clienții noștri. Cu cei mai mulți dintre ei eram remote, pentru că nu aveam cum să intrăm în contact cu ei, pentru că erau toți lucrau din telemuncă sau aveau activitatea oprită, dar am avut și clienți a căror activitate nu a fost oprită, lucrând în zona de producție, lucrând pe șantiere. Și am avut o zonă de muncă foarte intensă, adică eu cel puțin eram undeva la 12 ore pe zi minim. Eram într-un rodaj cu colegii mei, tot mai din cât zona timp aceasta. Ai, cât timp ai funcționat în regimul ăsta? În regim de 12 ore pe zi? O lună? Două? Trei? Cinci? Am avut 2 luni de anul zile trecut. În care am lucrat. Anul trecut, 2 luni de zile în care 8 dimineața, 8 seara cel puțin eram, fie că eram acasă, fie că eram la birou, pentru că aveam uneori nevoie să mă duc la birou, să-mi găsesc cumva liniștea, pentru că acasă eram și cu familia și nu aveam întotdeauna liniște necesară gândirii sau unor discuții. Dar programul 8-20 a fost o constantă timp de 2 luni de zile, după care am avut ce ai modificat după? Sau ce soluție ai aplicat ca să depășești? Păi, în primul rând, noi ce spunem și la prezentările noastre, tocmai asta tot ne reamintim la noi în echipă, tot ce recomandăm clienților noștri să nu uităm să aplicăm și noi. Am intervenit foarte mult pe cele pe principalii 3 factori pe care orice om poate să intervină. Somnul, nutriția și mișcarea. Adică m-am străduit să mănânc cât mai corect și să nu mănânc compulsiv, adică să ronțăi, să mănânc 12 ore din 12, să ronțăi ceva. Momentul în care plecam spre birou, îmi luam doza de mișcare zilnic, adică mergeam pe jos până la birou, nu mai foloseam mașina. La fel, când mă întorceam către casă, din nou aveam zona de mișcare. Și zona de somn a devenit, poate după primele 2 săptămâni în care mă iluzionam că rezist, pot eu, rezist, nu e nicio problemă, mi-am dat seama că fără zona de somn într-o doză rezonabilă nu am cum să merg mai departe. Bineînțeles că foloseam și tehnici de relaxare, așa, acum se spune mindfulness, pe vremuri se spunea relaxare, meditație, spuneți cum vreți, dar sunt niște pastile de care chiar avem nevoie. Adică sunt pastile care nu durează mai mult de 5, maxim 10 minute și este ca un, efectiv ca un somn. Și pe care le parcurgeam și încă le mai practic în timpul programului. Îmi iau o pauză de 5-10 minute și mă recuperez, îmi reîncarc bateriile. Când te uiți la compania ta, din perspectiva ta, și când vine vorba de creștere și analiză, cum te uiți? Instrumente, contabilitate, oameni, rezultate, când te uiți tu la compania ta, cum te uiți? Când vine vorba de analiză și de creștere. Da, mă uit destul de critic. Noi ne-am dus foarte mult într-o zonă de specializare în care să arătăm cum sănătatea și securitatea în muncă se leagă de fiecare domeniu al unei companii și nu este doar acea bifă pe care trebuie să o facem, nu știu, de câteva ori pe an sau în fiecare lună, în funcție de domeniul de activitate. Pentru că sănătatea și siguranța în muncă se leagă, de fapt, merge mână în mână cu zona de resurse umane, pentru că aici de foarte multe ori se ignoră niște lucruri care pot fi făcute pe partea de sănătate și securitate în muncă și se omit, dar fac parte din zona de retenție a angajaților,
din zona de a le arăta angajaților că îți pasă. Și aici avem foarte multe exemple în care companiile investeau în diferite programe și noi când mergeam și vorbeam cu angajații, ei spuneau: Doamne, pe noi nu ne respectă nimeni, nu ne bagă nimeni în seamă, nu ne sunt ascultate dorințele. Și în momentul în care am pus cap la cap, am început împreună cu Departamentul de Resurse Umane să punem cap la cap informațiile, să facem o analiză, o diagnoză, să vedem ce nevoie au oamenii și ce programe se livrează. Unele din programe clar erau nealiniate cu ce aveau nevoie oamenii în activitatea de zi cu zi. Și de foarte multe ori măsuri care țin de sănătate și siguranța în muncă sunt foarte apreciate de angajați. Și sunt mult mai la îndemână, mult mai facile de realizat. Sunt acele acțiuni care cu 20% din efort sau cheltuieli produc 80% efecte. Și de cele mai multe ori, inclusiv bugetele pe care dorim să le alocăm pentru anumite activități, pot mai ușor de obținut pe zona de health and safety, pe zona de conformare legală. De multe ori, departamentele de HR, le-am văzut și înainte de pandemie, pentru zona de well-being, se luptau, obțin departamentul de HR încă un buget pentru zona de well-being al angajaților. Când anumite programe din sfera well-being-ului se încadrează foarte bine în zona de health and safety. Și în momentul în care bugetez, trebuie să bugetez pe zona de health and safety, nu de pe HR, nu pe resurse umane, pentru că nu este un beneficiu dat angajaților. Este o acțiune pe care eu o iau ca să am grijă de sănătatea angajaților mei. Drept urmare, trebuie să intre în bugetul de sănătate și siguranță la locul de muncă. Ok, pentru antreprenori la început de drum, la ce să se uite? Tu te uiți la compania ta din perspectiva serviciilor și din perspectiva beneficiilor pe care le oferi clienților tăi. Pentru antreprenori la început de drum, ei se uită și la bugete, se uită și la marketing, se uită și la cash flow, am bani de salarii, n-am bani de salarii, luna viitoare. În primii ani te uiți la mai mulți indicatori. Cam ce ai recomandat tu să se uite la început de drum și ce să verifice în mod constant, poate zilnic, poate lunar, poate chiar săptămânal, la început de drum? Cam care ar fi indicatorii pe care tu îi recomanzi pentru a crește sustenabil un business? Vânzările. Sunt cel mai bun feedback pentru serviciul tău sau produsul tău? Pentru serviciul tău. Da, este diagnoza principală. Da? În momentul în care reușești să vinzi, acum nu oricum, nu oricând, oricui. În momentul în care tu serviciile tale găsesc clienți în piață sau produsele, găsesc clienți în piață, sunt deja primești și primele feedback-uri legate despre cum îți poți îmbunătăți serviciul sau produsul. Și sunt primii, cei care investesc prima oară în serviciile tale, sunt primii care îți pot oferi idei despre cum le poți îmbunătăți. Și fiind aproape de acești primi clienți, poți să găsești soluții pentru dezvoltarea serviciilor sau dezvoltarea produselor. În momentul în care vinzi, cu cât vinzi mai mult, cu atât dezvoltarea companiei te forțează să începi să te uiți, chiar dacă nu vrei, pentru că acum, spunând drept, poate nu știu dacă toți antreprenorii se uită la început la cash flow. Se uită la produsul lor și la cum îl pot monetiza. La un moment dat, dacă vinzi și nu te uiți și la cash flow, te va forța dezvoltarea companiei să te uiți și la cash flow. Și aia probabil va fi o primă lecție. După care vei învăța să te uiți și la o prognoză de venituri, la o prognoză de cheltuieli. Vei fi învățat să te uiți și la cam cum evoluează piața muncii, cam ce vor oamenii cu care deja lucrezi. Deci vânzările te vor forța să te uiți la toate aspectele unui business și în funcție de profilul business-ului îți vor arăta care sunt cele mai relevante pentru început. Dar eu consider că un antreprenor în primă fază trebuie să se uite la vânzări și la produsul lui. Și spun cele două repere pentru că de foarte multe ori noi antreprenorii avem tendința de a ne uita la produsul nostru ca fiind cel mai frumos, cel mai minunat, pentru că este creația noastră. Este copilul deci nostru. Deci să ne uităm cu un ochi critic.
critic, ochiul critic îl găsești în piață. Deci nu ai Deci nevoie piața o să de tine valideze sau tău, invalideze produsul tău produsul. sau cu. Ieși cu el în piață și vei primi imediat feedback. Bun, nebun, scump, ieftin, prea ieftin, prea scump. Și imediat ai nevoie să intri în laborator și să faci ajustările de rigoare. Bun. Spuneai că citești foarte mult și ne poți recomanda și o carte pentru antreprenori care pe tine te-a impactat sau te-a ajutat să crești sau ai simțit ceva vis-a-vis de ea? Nu mai țin minte autorul, e foarte celebru, dar Cultura Serviciilor Superioare. Cultura Serviciilor Superioare. Super. Bun. Deci atenție pe vânzări, atenție pe feedback, atenție la produsul nostru pe care îl livrăm în piață. Bineînțeles, la început, așa cum spunea și Daniel, îl vedem ca fiind cel mai bun produs, cel mai frumos produs. Să interacționăm cu clientul, chiar primii, să spunem, primii care cumpără produsul nostru și să identificăm modelul de business cel mai potrivit și cel modelul de pricing. Și bineînțeles, ulterior vom urmări și alte fel de analize, cum ar fi prognozele de vânzări sau prognozele de venituri și cheltuieli. Vă mulțumim că ne-ați urmărit și în acest episod. Sperăm că ați găsit resurse importante pentru afacerea voastră. Vă așteptăm în episodul următor. Toate cele bune! Că ai nevoie de permis pentru a conduce o motocicletă, dar o mașină. Și afacerea ta are riscuri și tu ești responsabil de cum rulează aceasta în economie și ce rezultate generează. Împreună sprijinim mediul antreprenorial și reinventăm modul de a iniția afacerile mici. BusyLife TV te invită la seria de emisiuni și evenimente Permis de Antreprenor.